acasă. Nu am mai vorbit astăzi cu voi, nu am mai reușit. Am fost la salon dimineața, am lucrat, mi-am făcut și eu unghiuțele mai așa de toamnă, dar am doar un vișiniu, niște sclipici pe inelar și o nuanță așa mai muștar pe unghiuța micuță. Am fost și la sală, abia acum m-am întors, chiar sunt îmbrăcată așa de sală. Și venind spre casă am intrat într-un DM și într-un Pepco. Vă arăt și vouă ce am luat. Puțin telechestii, dar vi le arăt totuși. Am luat din Pepco cănița asta, care este tare, tare drăguță. Am început să am o pasiune pentru căni datorită Danei, că la ea tot văd căni mereu. Și știu că în Pepco și în Sinsei au căni foarte, foarte faine. N-am reușit să ajung în Sinsei ca să-mi iau ceva de toamnă. Căutam eu în Pepco cănițele acelea cu... în formă de fantomită. Vă inserez eu pe aici pe undeva și le-am căutat în toate magazinele Pepco din piatra și n-am mai găsit în niciunul. Trei mai exact și niciunul n-am mai găsit. Așa că am mers și mi-am luat această căniță. Am intrat de fapt pentru o lumânare parfumată și am plecat și cu această căniță, care este una tare drăguță, dar este roz simplă, dar arată tare, tare drăguț și a fost 6,50 lei. Au prețuri foarte bune la căni. În general, în Pepco sunt prețuri bune, dar la căni cu atât mai mult. Și tot de acolo am luat și această lumânare parfumată, care este cu măr și cu scorțișoară, pentru că pe mine mă duce cu gândul tot la toamnă. Și miroase atât de bine, foarte bine miroase. Și prefer să cumpăr genul ăsta de lumânărele în recipiente așa, pentru că pot să o ard pe toată. Am mai avut lumânări în recipiente mai mari, dar se termină fitilul și nu mai reușesc să mai ard toată lumânarea. În recipientele astea se cam arde toată. Miroase foarte, foarte bine. Abia aștept să o aprind, dar cred că diseară o voi aprinde. Din DM am luat această rezervă de toaletă, rezervă de WC. Mi s-a terminat și nu mai aveam, trebuia să cumpăr. Tot pentru că s-a terminat, am cumpărat și această rezervă pentru săpun lichid. V-am mai arătat eu într-un clipuleț o variantă tot așa de săpun lichid. Și să știți că sunt foarte faine, adică sunt așa de cremoase și hidratează așa mâinile, parcă. Varianta asta este cu lapte și miere. Am luat varianta asta pentru că am luat un gel de duș, care este cu butter, milk și lemon. N-am găsit varianta de la gelul ăsta de duș în format așa pentru săpun lichid. Dacă aș fi găsit, aș fi luat săpunul lichid în varianta asta cu aroma asta, dar am mers tot pe lapte și miere. În schimb, varianta asta de gel de duș pe care o găsiți în DM, să știți că este foarte faină. Deci miroase atât de bine, miroase a o prăjitură. Deci, efectiv, îți vine să o mănânci. Super, super bine miroase. Vă deci vine să o mănânc. Foarte fain. Da, vreau să testez multe, multe, multe geluri de duș din astea de la ei. Dar mi-a atras atenția ăsta și l-am luat. Și chiar vreau să merg acum să fac duș și să-l folosesc. Tot de acolo am luat și un lapte dintre ăsta de ovăz, care este cu vanilie. Varianta asta este puțin, puțin dulce, nu are zahăr, dar este îndulcită și este un picuț mai cremoasă. Adică îmi dă senzația de laptele ăla de la Alpro, care este barista. Este un picuț mai grosuț și este foarte, foarte gustos. Se simte gustul de vanilie și foarte fain. Tot de acolo am luat și acest balsam pentru buze, pentru că am buzele foarte uscate, a început sezonul cu răceli. Și datorită vântului mi se usucă buzele foarte tare. Așa că am luat balsamul ăsta de buze. Cam astea sunt micuțele cumpărături. Merg să fac duș și apoi văd ce mai fac astăzi. Dar nu vreau să fac foarte multe, vreau să stau puțin să mă odihnesc. Dar merg să fac duș să testez gelul ăsta. Și apoi vreau să-mi fac o cafea cu lapte în cănița asta. Sunt foarte drăguții. Oricum, vreau să dau comandă și pe Sinsei să mă uit să văd dacă mai găsesc ceva căni drăguții. Legat de lapte, vreau să filmez câteva clipulețe cu produse terminate, pentru că am strâns foarte, foarte multe
Și pentru că mereu mă întrebați despre produse, anumite produse alimentare, să știți că le-am păstrat și dacă o să vreți, îmi lăsați în comentarii, vă rog, dacă vreți să introducem în produsele terminate și produse alimentare terminate, care mi-au plăcut. Să știți că am acolo foarte multe variante de lapte testat. Și dacă vreți să vedeți părerea mea despre anumite branduri sau anumite aromii, puteți să-mi lăsați în comentarii și o să introduc în produsele terminate și produse alimentare. Ar fi foarte fain, cred eu. Am și o comandă pe Shein plasată, urmează să-mi ajungă și când o să-mi ajungă o să vă arăt și vouă. Sunt cu articoli sportivi, așa că o să le desfacem împreună și o să le și probez. Că tot așa am primit foarte multe mesaje în care m-ați întrebat dacă sunt calitativi. Și să știți că eu îmi cumpăr articoli sportivi de pe Shein și sunt foarte, foarte faini. Gata, opresc, merg să fac duș, apoi să-mi fac o cafea și mai vedem ce mai facem astăzi. Cam la asta m-am referit când v-am spus de recipientele astea mai mari de lumânări. De cele mai multe ori nu reușești să scoți tot produsul din ele. Oricum vreau să încerc să scot cumva ceara asta de aici, pentru că aș vrea să păstrez recipientul ăsta. Mi se pare super drăguț. Vreau să pun altceva în el. Și tot legat de lumânări, vă mai arăt și varianta asta de lumânare, care nu este într-un recipient anumit. Ea pur și simplu este așa. Nu îmi plac. Asta am aprins-o de vreo 3 ori și și-o format această minunată formă, care nu arată prea bine și de cele mai multe ori am senzația că o să-mi curgă ceara pe masă, deși tot timpul pun ceva de desubt. Nu-mi plac genul ăsta de lumânări, nu vreau să mai cumpăr, o să rămân pe varianta asta. Mi se par foarte ok. Vă arăt repejor și produsele așa mai de aproape. Ăsta este laptele, foarte, foarte bun. Dacă vreți să-l încercați, cumpărați-l că o să vă placă. Asta este rezerva de săpun lichid, balsamul de buze și gelul ăsta de duș, care miroase super, super bine. Și cana pe care o să vreau să vă arăt cu cafea în ea. V-am obișnuit deja cu micile cumpărături. Curând o să vreau să încep clipulețe pe care să le postez aici pe canal, o dată pe săptămână, pentru că o să vrem să facem cumpărăturile doar o dată pe săptămână și atunci o să fie un clipuleț mai lung cu mai multe cumpărături pentru săptămâna următoare. Dar momentan vă arăt ce cumpărături am făcut astăzi, nu sunt foarte multe, dar o să urmeze clipulețe mai lungi. Am luat câteva banane, noi folosim destul de des banană, punem peste fulgi de ovăz, în budinc, în mai multe combinații. O pâine integrală, am luat acest suc care este cu zero zahăr și are fix gust de Sprite. Deci dacă sunteți la dietă sau pur și simplu vreți să evitați zahărul, încercați varianta asta de suc, este foarte, foarte bună și are exact gustul acela de Sprite, e foarte bun. Am luat castraveți murați, am luat albuș de ou, pentru că în majoritatea dimineților în care alegem să facem omletă, noi punem 2 ouă și 100 de grame de albuș. Și atunci, ca să nu stricăm foarte multe ouă și să aruncăm gălbenușul, preferăm să luăm albușul ăsta de ou, care este luat din Lidl și vine în completare perfect pentru cantitatea noastră de proteină. Din nou, am luat și acest unt de arahide, care este foarte bun la gust, este cu caramel sărat și este o variantă foarte sănătoasă și foarte bun la gust. Îmi place foarte tare că este și dulce, chiar dacă nu are zahăr. Varianta pe care o foloseam noi de obicei, cea de pe Jim Beam sau de pe My Protein, este varianta simplă fără aromă. Asta fiind cu caramel sărat, este dulce, neavând zahăr, dar e foarte bun. Am luat și capsule pentru cafea, un sos de roșii. Aici am luat foarte multă soia în această fâșii, care este foarte, foarte bună. Noi o folosim de multe ori în loc de proteină și în combinații cu alte alimente este super gustoasă, se simte la fel ca și cărnița, așa că noi mereu ne facem stoc de soia. Am mai luat aici și conserve de ton în suc propriu. Am luat usturoi granulat și boia de ardei dulce. Boia punem cam în toate alimentele. Cred că astea două sunt singurele condimente pe care le folosim, în afară de sare și piper. Și usturoi granulat, pentru că
În anumite alimente, usturoiul normal are un gust prea puternic și atunci preferăm să punem usturoi granulat. Am luat câteva budinci din astea proteice, astea cu vanilie sunt pentru Florin, el preferă varianta asta cu vanilie, iar astea cu ciocolată sunt pentru mine, pentru că mie îmi place ciocolata. Clasicul ovăz, fulgi ăștia de ovăz sunt luați din Lidl și ăștia sunt fulgi de ovăz pe care noi mâncăm cel mai des. În perioada în care vrea și Florin să mănânce fulgi de ovăz, mergem pe varianta aceea fără gluten. El are o ușoară intoleranță la gluten și alegem varianta aceea din Kaufland, pe care ați mai văzut-o la mine, că tot m-ați mai întrebat care este faza cu glutenul și de ce uneori am alimente fără gluten, pentru că Florin în timp și-a format oarecare alergie la gluten, dar nu este ceva foarte sever, dar uneori când mănâncă această variantă, spre exemplu, și o mănâncă zilnic, se resimte de la ea și atunci trebuie înlocuit. Am mai luat și orez. Noi consumăm extrem de mult orez. Cred că 80% din alimentele noastre sunt în combinații de orez, așa că am luat două pungi, care se vor termina foarte repede. Am luat și zmeură. Când ne facem brioșelele astea din fulgi de ovăz, tot timpul punem zmeură. Este foarte fresh, foarte gustos și mergem pe varianta asta. Și am mai luat și aceste două pungi cu mix de legume, morcov, brocoli și conopidă. Tot așa le punem în foarte multe alimente, ca și garnitură la, nu știu, proteină sau pur și simplu în alte combinații, dar este varianta cea mai bună și cea mai ok și ca preț. Cam astea sunt cumpărăturile noastre, toate au fost făcute din Kaufland și din Lidl. Nu vă mai spun acum prețurile la fiecare. Am dat la Lidl, cred că 140 de lei și la Kaufland vreo 150. Cam astea au fost prețurile pentru câteva cumpărături, dar n-avem ce să facem. Bună dimineața, dragilor! Începem un nou vlog astăzi, cu o vreme foarte urâțică așa, este foarte frig, este dimineață, este nouă și vreau să vă zic că mi-am început dimineața cu o durere de burtă extrem de mare. Este a doua zi de ciclu menstrual la mine și vreau să vă zic că ieri m-a durut burta atât de tare, dar am avut foarte multe programări la salon și a trebuit să lucrez ieri toată ziua și datorită faptului că m-am forțat să lucrez, azi noaptea aproape că n-am dormit deloc, m-a durut burta foarte, foarte tare și vreau să zic că eu iau pliculeții de ochii și de obicei îmi calmează durerea. În schimb, acum cred că m-a durut atât de tare încât nici măcar alea nu mi-au calmat. M-am trezit acuș, din oră în oră mă trezeam și acum mă simt foarte obosită. Așa că mi-am anulat câteva programări de astăzi ca să am dimineața acasă. O să-mi fac o cafea, o să-mi fac ceva să mănânc și poate reușesc să mai dorm un pic. Dacă nu o să reușesc să mai dorm, nu știu cam cum o să fie ziua de astăzi. A început copila și școala și aici lângă noi este o grădiniță și este foarte mare gălăgie dimineața. Cu atât mai mult zona asta în care stau, stați să vă iau că am pornit espresorul de cafea și aici gălăgie. Cu atât mai mult zona asta în care stau este foarte aglomerat și în fiecare dimineață vin ceva echipaje de poliție care dirigează traficul ca să nu se aglomereze și mai tare. Și azi dimineață la 7:30, 8 fără, se auzeau doar fluierii și claxoane de mașini. Este foarte aglomerat. Trebuie să-i pun apă. Revin. Gata, am pus apă, că nu mai avea, de asta se aude acum așa. Deci, a început școala și de acum cam așa o să fie dimineața, o să fie foarte aglomerat. Dar asta este, se simte așa că a venit toamna, este foarte rece dimineață. O să se mai încălzească peste zi și ieri au fost, cred că, vreo 25 de grade. Asta se anunță cam 30.
Dar ar trebui să ajung totuși un picuț la salon, o să văd dacă mi-anulez toate programările și nu merg astăzi. Trebuie să văd ce fac. Dar oricum mă simt așa obosită, mă doare foarte tare capul. Chestia este că nici cu o seară înainte nu am dormit, pentru că a fost prima noapte și tot timpul la mine primele zile de ciclu sunt groaznici. Așa că nu avem ce să facem, trebuie să ne adaptăm. Momentan începem un nou clipuleț. Îmi beau cafeaua care s-a făcut și apoi o să vedem ce mai facem. Trebuie să dau niște hăinuțe la spălat. Este o zi care n-a început tocmai bine. Și am văzut și la Dana, într-un clipuleț, și mi-a trimis ea câteva poze, că în Pepco au... În Pepco sau în Sensei, cred că în Sensei mai degrabă, au băgat ceva căni cu tematică de toamnă. Așa că dacă astăzi nu o să lucrez, poate o să trag o fugă până la Pepco să... Ce se iau lapii? Până la Pepco să-mi iau și eu câteva cănițe din astea. Dar o să vedem. Nu știu exact cam ce o să fac astăzi. Aș vrea să-mi iau liberă. În mod normal ar fi trebuit mâine să fiu liberă. Oarecum liberă, pentru că mâine aș avea o programare dimineață la 8:30 și aș mai avea una la 5:30 după amiază și intervalul dintre ele ar fi liber. Așa că mi-aș muta programările de astăzi pe mâine, pentru că oricum mâine trebuie să merg și tot aveam intervalul respectiv liber, ca să nu merg astăzi și să încerc să mă odihnesc. Dar o să văd exact, că încă nu știu. Momentan îmi trebuie câteva ore ca să mă trezesc un pic și să mă pun pe picioare. Astea sunt clipulețele pe care eu le folosesc. Eu le am de la mama lui Florin, care le are de la rudele din Italia. Sunt foarte bune. Mie tot timpul mi-au trecut cu pliculețele astea, toate durerile, de măsea, de burtă. Dar azi noapte am luat două pliculețe din astea și n-au avut niciun efect. Efectiv, am dormit așa, foarte pe bucăți. Adormeam, mă trezeam. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar o să vedem cum decurge zi. Îmi beau cafeaua, stau 5 minuțeli și apoi eu pun să spăl niște vase pentru că au rămas de seară și să dau niște hăinuțe la spălat. Și cam atât aș avea, în rest este foarte curățenie peste tot. Îmi place să țin totul așa super curat, ca atunci când sunt foarte aglomerată la salon, să vin acasă și să nu am dezordine. Așa că este super curat în rest. În schimb, trebuie să spăl vasele și să pun hăinuțe la spălat. Vreo 2-3 mașini cred că o să pun astăzi. Și apoi o să vedem. Vă țin la curent și vă zic și dacă mai merg la salon astăzi sau nu mai merg. Nu știu încă. Vă anunț. Momentan îmi beau cafeaua. Și pe fundal se aud copilașii de aici, de la grădiniță. Este foarte mare gălăgie în dimineața asta. Dar este și un picuț rece. Bate puțin de vântul. Dar mereu e gălăgie dimineața. Adică în toate pauzele mereu copiii sunt foarte agitați, dar nu avem ce să facem. Ne obișnuim cu atmosfera asta de toamnă, cu școală, cu copilași. Vă arăt și micul meu dejun din această dimineață. Am aici o brioșică din ovăz pe care o să o mănânc cu budinca asta proteică cu gust de caramel. Este din Kaufland, este foarte bună la gust. În brioșica asta am 30 de grame de fulgi de ovăz, 30 de grame de lapte de ovăz, un ou, jumătate de banană și câteva fructe de pădure. Este un mic dejun super ușurel așa. Dar să știți că am aici cred că vreo 400 de calorii, nu știu exact, trebuie să-mi trec în aplicații să văd câte calorii am. Și pe mine micul ăsta dejun mă ține de obicei până la amiază,
chiar până pe la 2-3, fără să mi-ți facă foame, pentru că este foarte sățios. Dar cam ăsta este micul meu dejun. Haideți să vă arăt ce puzzle drăguț am primit eu ieri de la Alexandra. Alexandra este o clientă de-a mea și mie mi-este tare, tare dragă. Ea mi-a mai făcut cadou un puzzle acum ceva timp și ieri a venit la programare cu acest puzzle. Ea a fost plecată în Germania la mama ei și ieri s-a întors după o perioadă mai lunguță în care nu ne-am văzut și a venit cu acest puzzle. Deci este atât de frumos, este cu ales în Țara Minunilor și este din gama Disney, dar este superb, superb, superb. Și să știți că piesele sunt atât de calitativi, chiar dacă sunt micuții, pentru că este un puzzle de 1000 de piese, dar sunt foarte calitativi, abia aștept să-l încep. Eu mai am câteva puzzle-uri de la Dana pe care nu am reușit să le fac, pentru că am lucrat foarte mult, dar acum din luna septembrie, teoretic, o să înceapă o perioadă mai liniștită la salon, sper eu, și ar trebui să am mai mult timp. Dar voiam să mă laud la voi cu ce puzzle drăguț am primit ieri. Haideți să vi le arăt și pe celelalte, dacă tot am venit aici. Ăsta este ultimul puzzle făcut. Nu mai știu, cred că v-am inserat într-un clipuleț o poză sau un filmuleț cu el gata. A fost tot de la Dana. Pe ăsta l-am început, dar nu am avut timp să mă ocup de el, așa că l-am pus înapoi în cutie și urmează să-l încep din nou de la zero. Este un puzzle foarte drăguț. În schimb, n-am avut eu timp să mă ocup de el. Ăsta este un puzzle tot așa care nu a fost nici măcar început. Pur și simplu l-am primit, l-am desfăcut să văd cum arată piesele și cam la stadiul acela au rămas. Și asta este puzzle-ul primit tot de la Alexandra, pe care l-am făcut, vi l-am și inserat. Este un puzzle rotund și a fost tare, tare drăguț. Sunt un picuț pline de praf pentru că le am aici puse pe balcon. Urmează să pleci acasă la părinții mei. O să le opresc doar pe astea pe care nu le-am făcut, dar pe celelalte făcute o să le duc la părinții mei ca să pot să eliberez aici, pentru că tot le-am strâns. Și s-a format aici un morman de puzzle-uri. O să le țin doar pe astea trei pe care trebuie să le fac, iar celelalte toate vor merge la părinții mei. Ăsta este cel de 3000 de piese pe care l-ați văzut, ăsta este de 1000, tot la fel vi l-am arătat. Ăsta este de 500 de piese. Am impresia că pe cele făcute le-ați văzut deja pe toate, așa că nu are sens să vi le mai arăt. Mi-a cerut cineva în comentarii să fac un clipuleț doar despre puzzle-uri, în care să vă inserez poze cu ele făcute, să vă vorbesc despre ele. O să fac, doar să adun mai multe. Momentan doar pe astea le am. Ce am mai făcut, am mai făcut în trecut cu mama. Vreau să le refac și pe acelea. Mai am și acasă puzzle-uri de 1000 de piese. Urmează să le refac și când voi aduna mai multe, o să fac un clipuleț și cu toate puzzle-urile. Și uitați ce mesaj drăguț aici. Este o lumină așa de frumoasă pe balcon. Păcat că se tot renovează drumurile și străzile și așa de gălăgii mereu. Și acolo am câteva lucrușoare de Crăciun. Dar este tare, tare drăguț. Dar cam astea sunt puzzle-urile pe care voiam să vi le arăt. Mic update. În continuare eu mă simt foarte rău. Dar nu vreau totuși să pierd ziua. Dacă tot sunt acasă acum dimineață, aș vrea totuși să reușesc să fac câte ceva. Și am început să scot hăinuțele de vară. Am aici foarte multe rochițele de vară, pantaloni scurți, costume de baie. Le pun în cutie și o să meargă acasă la părinții mei, pentru că nu le mai port cu siguranță. Mai avem câteva zile așa cu căldură, mi-am mai lăsat câteva rochițele care oricum merg purtate și pe timp de toamnă. Și în rest o să-mi scot pulovere, pantaloni lungi, tricouri, mi-am mai lăsat câteva pe care o să le port cu blugi. Dar în rest pantaloni scurți, maieuri și rochițele mai subțiri vor pleca către părinții mei. S-a cam terminat sezonul de vară. Așa că trebuie să reorganizăm dulapurile cu hăinuțe de toamnă.
Vă arăt și ce mi-am pregătit să mănânc. Mi-am fiert aici câteva legume, am conopită, broccoli și morcov. Iar aici am o conservă de eton în suc propriu. Voiam ceva foarte ușor. Am pus doar puțină sare peste și puțină lămâie peste ton și cam asta o să fie masa mea. Sper să reușesc să mănânc. Nu am poftă de mâncare, dar trebuie să mă forțez să mănânc. Și pentru că îmi trebuia proteină, o trebuie să mănânc ton. Deși, sincer, aș fi mâncat doar legumele astea simpli, pentru că simt nevoia să mănânc ceva foarte ușurel. Dar cam așa arată masa mea. Me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Things I love, Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away. Time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first in the second. Voiam să vă arăt că am comandat prin Glovo de la Kaufland, ca să nu mai ies eu să mai fac cumpărături. M-am gândit între timp ce o să fac de mâncare astăzi și o să fac o ciorbă de pui cu legume. Și aveam nevoie de borș, practic de la asta au pornit toată comanda mea. După care, uitându-mă prin ce mai e pe acolo, m-am gândit să fac și niște banana bread astăzi. Așa că asta am luat de la Kaufland, am luat borș din asta pentru că vreau să cresc cu borș. Am luat o pungă de granola. V-am tot arătat eu varianta cealaltă pe care o luam și vă spuneam că mai este o variantă. Asta e cealaltă. Am mai luat una, am terminat-o și e foarte bună. Oricând nu suntem noi obișnuiți cu gustul, că am folosit-o doar pe cealaltă, dar am luat și varianta asta, e super bună. Am luat banane. Mai am eu câteva care sunt foarte coapte și o să combin cu câteva din astea ca să fie dulce. Am luat și o sticlă dintre asta de lapte, că nu mai aveam. Am luat niște zahăr brun. O să-l am foarte mult timp, că noi nu folosim zahăr, dar o să folosesc pentru banana bread. Am luat niște fulgi dintre ăștia de ciocolată, o esență de vanilie, o ciocolată așa cu lapte, tot pentru banana bread, două pliculețe de praf de copt, un pliculeț de amidon pentru prăjituri. Fac rețeta pe care o are fata lui Gologan pe canal și ea folosește și amidon. Am luat niște unci, am luat din ăsta pentru că o să folosesc doar pentru banana bread. Nu, noi nu mâncăm unt, așa că cel mai probabil o să ajung să fie aruncat ci rămâne pentru că nu folosim unt. Și am luat niște făină dintre asta albă. Avem în casă doar făină integrală și pentru că aș vrea să-mi iasă gustul ăla de banana bread, am zis că hai să iau o pungă dintre asta de făină normală. Cam astea sunt cumpărăturile. Le-am comandat prin Glovo de la Kaufland ca să nu mai ies eu. Și este o afacere foarte bună treaba asta. Pentru că scutești foarte mult timp. Și eu am Glovo Prime, așa că nu plătesc transportul. Deci a fost o afacere foarte bună. Am luat de pe foc și ciorba. S-a și răcit un pic. Cam așa arată, am bucățele de piept de pui prin ea, foarte multe legume, dar cred că toată lumea știe să facă o ciorbă. Imediat scot și banana bread. Am scos și banana bread, cam așa arată, deci vreau să vă zic că în casă miroase atât de tare a banana bread și miroase atât de bine. Mă duce cu gândul la iarnă.
dar o las să se răcească și apoi o scot din tavă. Cam așa arată și după ce s-a răcit. O să tai imediat câteva feliuțe. Eu v-am zis, am făcut rețeta pe care o are fata lui Gologan pe canal. Exact gramajele de acolo, exact ingredientele de acolo. Nu este o banana bread healthy, dar nici nu mi-am dorit să fie. Arată super bine și v-am zis, miroase în toată casa. Cam asta este și interiorul. S-a făcut super bine, este pufoasă, este făcut foarte bine. Oricum, cuptorul pe care l-am eu aici este un cuptor electric și orice prăjitură fac la el, mi se coace, se face foarte repede, așa că n-avea cum să nu iasă. Am mai făcut oricum banana bread la el. Este o rețetă foarte ușoară de prăjitură, dar este I'm trying foarte to stay bună. Focused, but somehow all I can think of is when you split. I gotta find the motive, play forward, watch every sequence bit by bit. 'Cause this is my own investigation. I am obsessed with finding out why you left. I keep on searching for the missing pieces, try to find the reason why I ended up without you, baby. M-am întors la salon și vreau să-mi fac un pliculeț din ăsta de calciu, magneziu, zinc și vitamina C. Pentru că mă simt super obosită, mi este foarte somn și am băut deja vreo două cafele. Așa că o să-mi fac pliculețul ăsta ca să mai revin un pic. Mai avem astăzi chiar multe programări până de seară la 7:30. Așa că trebuie să stăm în picioare până atunci și să fac față. Merg să fac clipulețele. O să fac încheierea clipulețului de astăzi aici. Nu mai fac nimic astăzi. Oricum, ceasul este 7:20. Am fost la sală dimineață. Am început foarte devreme la salon, la 6 și un pic am fost la salon. După care pe la 8:30 am mers la sală, după care din nou la salon și am ajuns acasă undeva, cred că în jur de 4:30-5. De atunci am dormit până acum și nu cred că mai fac nimic astăzi. Așa că vă fac încheierea clipulețului de astăzi aici. Oricum am început să editez din ce am filmat și o să avem un clipuleț lung astăzi. Și am observat că vouă nu prea vă plac clipulețele lunguții. Acum cred că depinde și de timpul pe care îl are fiecare ca să stea să se uite la vloguri. Dar o să fac încheierea clipulețului aici și încep să filmez altul și voi mai posta curând. Să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea să mai vedeți la mine pe canal. Vreau să diversific puțin, vreau să filmez și niște produse terminate. Dar aș vrea să diversific așa un pic, să avem clipulețe și altfel. Așa că puteți să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea să vedeți la mine pe canal. Puteți să mă urmăriți pe Instagram pentru că acolo postez zilnic și dacă aici nu mă vedeți activă, să știți că puteți să fiți la curent cu ce se mai întâmplă și ce mai fac așa zilnic pe Instagram. Nu uitați să vă abonați, puteți să-mi lăsați în comentarii păreri, sugestii, pentru mine toate sunt constructive. O să ne vedem curând pentru că vreau să postez un picuț mai des. Mai am câteva daily vloguri filmate, dar vreau să le intercalez așa cu clipulețe de alt fel, de alt gen. Cu ce o să vreți voi și cu ce o să vă placă vouă. Mi-am făcut cafea, chiar dacă este destul de târziu, dar vreau să termin de editat ca să pot să-l încarc și să-l vedeți. Și cam atât pe ziua de astăzi. Oricum am dormit, să vedeți după fața mea că sunt așa somnoroasă. Dar nu am ce să vă mai filmez astăzi, așa că voi face încheierea aici. Noi o să ne vedem în clipulețul următor. Vă pup! Pa, pa!